Membrii Consiliului Local Suceava au decis astăzi aprobarea demisiei consilierului Adrian Timofti Ciobanu și validarea mandatului următorului nume de pe listele electorale ale partidului Liviana Enea. Pentru următorii 2 ani, Liviana Enea va fi noul consilier local al echipei PDL. Și de această dată, consilierii locali au dorit să se facă auziți, dacă nu prin propuneri de proiecte, măcar prin anumite comentarii. Aleșii puterii parcă nu-și doreau soluționarea problemei, în timp ce aleșii opoziției explicau cât de importantă este înlocuirea consilierului local care și-a dat demisia. Propun completarea ordinii de zi și votarea acestei completări cu cele 2 proiecte, mai exact proiectul prin care se ia act de demisia domnului consilier Ciobanu Adrian Timofi și proiectul prin care se validează următorul consilier local, doamna consilier Liviana Enea. V-aș ruga, în măsura în care este posibil, să urmăm azi această poveste artificială, spunem, validarea unui consilier. Haideți să lămurim problema de calității ședinții care s-au desfășurat acum câteva zile în urmă și a legalității funcționării Consiliului Local în ședința de astăzi. Colegul nostru Ciobanu, după lege și după regulament, este consilier local în funcție. Dacă dumneavoastră doriți, cei ce ați luat cuvântul și ați sezizat că nu este legală ședința, schimbăm legea întâi și după aceea procedăm după legea noastră. Până la adoptarea hotărârii de către Consiliul Local, domnul consilier Ciobanu este consilier local. După adoptarea hotărârii, sigur, intră cealaltă hotărâre de validare a doamnei consilier Ienea, pentru că ea este în listă, și de-abia atunci, doamna consilier este consilier local. Niciodată nu există vid între cele 2 hotărâri. M-aș mulțumi și cu faptul dacă domnul Gerican și grupul PSD ar recunoaște de ce fac acest joc ieftin. Până la urmă, aleșii locali au aprobat demisia consilierului local Timofi și validarea noului consilier Liviana Enea. Depunerea jurământului a fost ascultată în picioare de aleșii municipiului Suceava. Subsemnata Enea Liviana, consilier local în Consiliul Local în municipiului Suceava, județul Suceava, în conformitate cu prevederile articolului 34 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Suceava. Așa să-mi ajute Dumnezeu.